Acest spectacol a fost minunat, mai ales având în vedere că suntem în sărbători și așa actorii au jucat sincer cu așa niște efecte și totul a creat o impresie foarte puternică, emoții foarte puternice și mă bucur că am fost aici. Ne-a creat niște emoții foarte frumoase și cred că e un mesaj important și trebuie toți de toate vârstele să înveți că noi mereu rămânem copii și nu trebuie să uităm asta niciodată și chiar dacă avem mereu grijile unui om adult, trebuie să ne amintim de momentele frumoase petrecute în copilărie. Un spectacol din nota 10, jocul actoricesc, perfect, efecte super, a rămas impresionat. Noi suntem prima dată la Eugen Ionescu, mi-a plăcut și o să revenim cu mare plăcere. Acest spectacol foarte mult mi-a adus aminte de copilărie. Că atunci când eram mic, foarte mult citeam aventurile lor, cercam să le trăiesc eu și cumva mi-a adus aminte de toate acestea. Și jocul de lumini și foarte frumos, foarte impresionant, nu m-am gândit cum să am atâtea emoții astăzi. Vesel. Cine v-a plăcut cel mai tare? Peter Pan. Și încă? Wendy. Wendy v-a plăcut. De ce? A jucat foarte bine rolul său. I-a plăcut. Era foarte amuzant. Capitanul, James chiar. Da, toți personajul, toți actori au făcut o treabă foarte bună și mai ales îmi place că la fiecare piesă de teatru la sfârșit este într-un fel cineva prezentă morala istoriei și anume este mai mult, îți dă niște emoții, îți dă o stare de nostalgie. E interesant și pentru copii, dar și mădurii se regăsesc în toate momentele abordate. Pentru copii. Da, vin practic la toate spectacolele, le-am văzut și această premieră m-a bucurat foarte mult.